Mulțumesc fiecare în parte, inclusiv celor care au admirat priveliștea de afară și ne-au criticat. Asta ne face să fim și mai buni. Și noi cu dumneavoastră o să fim mai buni, așa cum suntem tot mai buni și mai buni. Eu vă rog încă o dată să transmiteți mulțumirile noastre întregii echipe, tuturor angajaților dumneavoastră, să se odihnească, să-și ia, pentru că, într-adevăr, oamenii au lucrat la 1 noapte. Eu discutam la o stație pe Bulevardul Moscovei cu doamna Galina. Mi-a zis că ea lucrează de la ora 1 noaptea. La 6, deja în stația respectivă, nu se vedea că s-a lucrat de la ora 1 noaptea, pentru că soarea era prea abundentă. Noi, eu i-am mulțumit din numele întregului colectiv și am zis că să se odihnească, pentru că mai avem nevoie de eforturile dumneiei și a colegilor ei și la noapte și mâine ziua. Așa că aveți grijă de oamenii care lucrează pentru oraș și au grijă de oraș. De altă parte, mașinile de tracțiune astăzi pe șoseaua Hâncești, puteți să le numiți Ruslan, Vitalie, Dorin, Vasile Pânzaru, polițistul pe care îi mulțumesc foarte mult că ne-a ajutat să împingem un autobuz de rută interurbană care a blocat tot traficul. A fost un efort pentru noi toți, efortul mai urmează, asta ne consolidează, o să fim, cum am zis, vom fi și mai buni. Ca priorități, să fie asigurat accesul către instituțiile de învățământ. Așa cum a spus-o domnul Pavel Rusu sau domnul Mireacre. Instituțiile trebuie să fie alimentate, accesul către instituții să fie asigurat. 2. Toate stațiile, așa cum am văzut azi, pe strada Tudor Vladimirescu, pe Dumitru Rășcanu, pe Bulevardul Moscovei, pe Calea Ieșilor și în alte sectoare, să fie asigurat stațiile să fie curățate, nu doar manual cu lopețele, dar să fie impresurate și cu sare. Ceea ce am văzut la sectorul Rășcani, astăzi n-am văzut după masă toate sectoarele, așa se arată curat. 3. Curțile de blocuri. Și aici am o mare rugăminte către toți chișinăuienii. Ajutați-ne să avem grijă de curțile de blocuri în care locuiți. Noi nu vom putea avea acces în curțile de blocuri dacă mașinile vor fi parcate și din cauza unei mașini noi nu vom putea interveni în curtea de bloc. Și atunci va avea de suferit toată curtea de bloc. Astăzi, eu de dimineață, pe parcursul întregii zile, am mers prin curs de blocuri în care eu nu știu dacă la noapte utilajele noastre vor putea trece, mai ales tractoarele. Noi putem să intervenim în curs de blocuri acolo unde ne va fi permis accesul de a intra. A doua mare rugăminte. Haideți fiecare să avem grijă de orașul nostru, pentru că doar împreună vom reuși, în timp mai scurt, să curățim orașul de zăpadă și din sorile abundente. Rog președinții de asociații să nu fie indiferenți și să iasă cu locatarii să curățe teritoriile adiacente. Le mulțumesc agenților economici, am văzut foarte multe terenuri adiacente agenților economici care au fost curățate. Le mulțumesc, un mare mulțumesc lor și avertizez repetat pe cei care au rămas indiferenți și doar au admirat ninsoarea și le-am mai promis că va începe să ningă cu amenzi către preturi. Angajații preturii să meargă să discute cu agenții economici, pentru că, iarăși, este orașul nostru al tuturor. Eu înțeleg că atunci când ninge abundent, pare mai logic să iei zăpada de pe teritoriul adiacent sau arunci pe carosabil, pentru că oricum va trece X-drupa și o va curăță. Sunt eforturile noastre comune, sunt banii publici comuni, haideți împreună să încercăm să facem curat la noi acasă.